Iisuse, speranța mea, calea, adevărul și viața, redăm echilibrul sufletesc. Nu mă lăsa să rătăcesc în pustie, în pustia gândurilor mele. Nu mă lăsa să-mi pierd sufletul. Doamne Iisuse, Tu ești busola mea, farul călăuzitor pe marea întunecată și înfuriată, atunci când mă prigonește cel rău, când vrăjmașii îmi tulbură liniștea și pacea inimii. Numai Tu mi-ești alături în cele mai grele momente. Tu strălucești deasupra mea și nu mă părăsești niciodată. Doamne Iisuse, Mântuitorul meu iubit, ai milă de mine, o ființă slabă, în voia valurilor furioase. Nu mă lăsa celui rău. Te rog, ajută-mă, vino în viața mea ca Domn, ca Mântuitor. Fii lumina mea ocrotitoare. Înțelepțește-mă, Iisuse, ajută-mă. Ca fiecare hotărâre pe care trebuie să o iau să fie inspirată de Duhul Sfânt și pecetluită de Preasfânta Treime. Doamne, vindecă-mă de neîncrederea care mă încearcă, de lenea spirituală în care m-am complăcut, de ispitele amăgitoare care îmi dau târcoale ca niște fiare ce vor să-mi răpească sufletul. Pune, Doamne, stabile la porțile sufletului meu, ca cel rău să nu mai poată intra, să-și afle sălaș în mine. Alungă din mintea mea toate gândurile false și amăgitoare ale vrăjmașului. Vreau ca mintea mea să fie de acum înainte sub stăpânirea Ta. Doamne, vreau ca inima mea să bată numai pentru Tine, să se roage tot timpul, ca un ceas harnic ce nu rămâne niciodată în urmă. Vreau ca voința mea să fie tare, dârză, să merg înainte, să lupt cu ceea ce-mi va scoate viața în cale, fără a fugi de răspundere, fără a fugi în trecut. Trecutul îl las acum în urmă. Aleg să trăiesc în prezent, aici și acum. Încep să-mi construiesc viitorul în mintea mea. Aleg un viitor luminos și cer ca împărăția Ta, Doamne, să se înfăptuiască aici și acum, în ființa mea, în casa și în viața mea. Amin.